Da. Așa arată o pirchiță. O pirchiță. E mare. Așa. E mare. Bibilică. Pirchiță. Eu zic să o punem întreagă. Pirchiță. Și să începem să mai punem pătrunjel, morcov, da. Țelină. Hai un pic să mai fac, măcar un pic să am și un touch personal aici. Corect. Da. E aproape bine, da? Da. E mai mult decât aproape curăță bine. Curăță tu o ceapă. Și punem și... Vreau să punem două cepe acolo. Două? Așa. Vreo 4-5 morcovi. Deja eu țelină am curățit-o. Eu deja încep să le pun acolo. Da, păi cum? Să nu mai stau cu ele în mână. Și cât trebuie fiartă bibilica asta? Din experiența pirchița mea, pirchița. Aproximativ 2 ore. 2 ceasuri. După ce e fiartă, ea se mănâncă sub formă de rasol. O să recurăm. Între timp mai curățăm, da? Da. O să recurăm și o facem cu grâlene. Grâlenele sunt niște paste, ca și tăiesei de altfel, din același aluat, care se răsucește pe coada unui fus și se dă pe spată, se rulează așa. Pirchiță cu gârlene. Fii atentă ce denumiri. Deci, ca să înțeleg eu, am curățat bibilica, am băgat-o la fiert, legumele, ca la orice supă obișnuită. Aproximativ 2 ore fierbe. Spumăm, la, exact, așa mai departe, și după aia o scoatem. Și da, o punem din nou la clocotit și punem gârlenele. Zama o punem la clocotit. Da. Fără legume, fără nimic. Și băgăm tăițeia. Dar cu găina ce facem cu găsa, cu bibilica? De o regulă, tăiem, o rupem? De regulă, acum o rupem și ciugulim din ea. Da? Dar în familiile localnicilor de aici, fiecare membru al familiei, funcție de poziția care avea în familie, cel mai important mânca pulpa. Cel mai puțin important, gâtul. Așa că... Eu o să mănânc gâtul. De-aia am vrut să o lăsăm în întreagă, să o punem la comun și să facem așa o prietenie, o social-democrație. Bibilica nu prea se gătește pentru că nu prea crește lumea bibilici. E o carne mai aproape la gust cu carnea de vânat, poate cu fazanul. Și e mai mult gălăgioasă decât bună. Să s-am tăiat un porc din... Îmi place grăsimea asta. E și sănătoasă. Asta de bibilică, da. Adică e mai puțin colesterol decât la... Așa cum se spune în zilele noastre, omega 3. Omega 3. Pentru sănătatea omului. Așa. O punem înapoi la fiert? Da. Și în momentul în care clocotește, da, punem grâlenele. Grâlenele unde sunt? A, alea de acolo? Grâlenele. Da, poftiți aici. Da, n-am vorbit destul. Te rog, spune-mi și mie, ce ai acolo? Este un miel. E berbecuț ceva? Un berbecuț de la tata meu, primit. Aha. Azi dimineață, încă trăia. Și uite așa, o ajuns, o sărit aici pe rotisor. Mamă, dar de aproape gata. Și nu l-ai ținut la saramură? Ba da. Pe când, dacă de azi dimineață era viu? Un pic l-am ținut. Aha. Eu când bag asta, îl țin 24-36. L-am injectat un picuț. Saramură forțată. L-am injectat un picuț. Și astea-s gârlenele? Da. Bun, păi... Lăsăm să clocotească. Nu pun tot, nu? Ba da. Tot? Dar încet, nu așa, încet. Dar de ce încet? Ca să nu se lipească una de alta, să nu se lovească. Ah. Avem grijă. Am văzut un proțap, dar nu-l... Eu pun să se răcească puțin, să vedem cum e. Uite cum se rupe. Exact cât trebuie. Bucățele, bucățele. Gata, hai că gustăm puțin, îmi pungă foarte mult. Eu iau un pic din asta, că nu-i fierbinte. Luăm și un piept, să vedem cum ia. Cred că o pește în gură, ce să mai spui? O pirchiță crescută în fermă. Pirchiță. Cred că... Pirchiță. Trebuie să notez. Și că carnea de pe gât e cea mai dulce și cea mai bună. Aha. Uite piperul. Prima dată ați gustat, să vedeți și dacă punem... Da? Bun, hai să dacă vedem. E nevoie, punem, dacă nu, nu. E bun. Eu zic că trebuie un pic. Da, și eu zic. Un pic. Da, nu, pun cu mâna mea. Cu mânuța. Da, cu mâna mea proprie. Ce zici, domnul Traian? Ne-ar mai trebui un pic de sare? Și eu zic că ar mai trebui puțină sare. Eu am gătit pentru prima dată zama de pirchiță. Gătește soția, gătea mama, gătea bunica, Dumnezeu să o ierte. Deci știu
toate etapele cum se gătește, asemenea supă, zupă, cum vrei să spunem, dar niciodată n-am gătit până astăzi. Vreau să zic că îmi place foarte mult gustul supei. Mă bucur că vă place. Îmi place că are o aromă. Nu-i găină. De la bun început îți dai seama că nu-i găină. O vezi că e supă, e grăsuță, n-are greutatea de la supa de găină. Are un parfum diferit. Se poate compara cu o supă de fazan. Da, este puțin mai sălbatic gustul. Da, da, așa este. Supa îmi place. E puțin altfel, dar e bună. E bună. Iar gârlenele la tăițeia îi dau dulceață. Vă doresc succes, vă mulțumesc. Foarte bun, foarte bun. Și rețeta asta e foarte bună. Te mai așteptăm la noi. Da. Domnul Horia. Să mai facem împreună. Păi nu, că vin să vedem ce face după aia, da. Să ne vedem cu bine. Să ne vedem. Ne vedem puțin mai târziu. Zama de pirchițe a fost un lucru deosebit, mai ales că Horia ne spunea că n-am mâncat niciodată o zamă de pirchițe. Înseamnă că l-am surprins. Ne-a ajutat, a pus mâna, a curățat un morcov, o ceapă. A fost partener cu noi, coleg cu noi, să spun așa. Se vede că Traian Igaș este capitanul de echipă. Suntem pe terenul lui, știe ce trebuie să facă. Deci